echipă de cercetători de la Universitatea Politehnică din Timișoara, în parteneriat cu Facultatea Tehnică Mihailo Pupin Zrenjanin din cadrul Universității din Novi Sad, au implementat proiectul Dezvoltare durabilă prin educație și cercetare-dezvoltare în domeniul calității aerului în zone transfrontaliere. Scopul nu a fost numai să determinăm calitatea aerului în diverse zone industriale sau de interes pentru populație, dar și să școlarizăm cu această ocazie, pe viu, la fața locului, atât generația tânără, studenți, doctoranți, masteranți, cât și să informăm populația asupra rezultatelor primite. Campaniile de monitorizare a calității aerului reprezintă o noutate pentru zona investigată și au acoperit suprafețe importante din regiunea transfrontalieră româno-sârbă. Până la urmă, tot ecosistemul este o mare eprubetă în care noi, ființele vii, trebuie să găsim soluții tehnice pentru a ne face viața calitativ cât mai bună, dar pentru a o constata, trebuie să facem măsurători și să fim mereu cu gândul înainte cum să dezvoltăm tehnica pentru evitarea poluării aerului și tehnica de măsură. Elementele care poluează sunt de multe ori obiective, sigur că sursele pot fi și de natură subiectivă, sunt surse naturale și sunt surse antropice. Noi trebuie să fim adaptați la tot ce există în cadrul sistemelor naturale pentru a putea să avem și să sperăm la o dezvoltare durabilă. Este o noțiune pe care nu o aplicăm local sau numai într-o zonă transfrontalieră, ci este o noțiune la nivel european și la nivel mondial, fără de care nu putem gândi la mileniul următor.